Hallo, hărnicuțele! Astăzi am să vă arăt cum fac acești șoricei. Cineva m-a întrebat și și-a dorit foarte, foarte mult să îi fac. Și acum îl vă arăt cum îi realizez, cum îi croșetez eu. O să vă arăt și cum le fac hâinuțele și cu glugă. Așa. Și acum o să începem cu corpul, apoi capul și restul. Corpul îl începem cu cercul magic de 6 ochiuri. Cine nu știe să facă cercul magic, să se uite la mine pe canal. Am un tutorial doar cu cercul magic. Și îmi pun un semn ca să știu unde se termină rândul. Și rândul 2 este foarte simplu, se înmulțește fiecare ochi, deci au de două ori în fiecare ochi. Deci 1 și de două ori în același ochi. Următorul la fel, iau o dată și de două ori, în al treilea la fel. Doi, până la semn, faceți la fel, luați de două ori în fiecare ochi și la sfârșitul rândului o să aveți 12 ochi. Cum am ajuns la semn? Și mai iau și în ultimul de două ori. Și aveți 12 ochi. Eu acum o să lucrez numai cu firul ăsta. Cine nu are agrafă poate să meargă mai departe cu firul de lână. Eu o să croșetez mai departe cu agrafa de birou. Al doilea rând este tot atât de simplu. Facem astfel. Primul îl luăm simplu, al doilea îl înmulțim. Și asta fac așa. Acum o să-mi iau și firul cu care am început. O să-l croșetez înăuntru, îl puteți lăsa și să atârne, nu contează. Deci, al treilea rând, facem așa, unul simplu, al doilea înmulțit, iau de două ori în același ochi, încă o dată, să aveți grijă, ca tot mereu să luați ambele din buțe aici. Deci, unul simplu, următorul îl înmulțesc. Iau de două ori în același loc și așa continuați tot rândul. Și am ajuns la ultimul ochi pe care îl înmulțesc. Îmi pun iar semnul. Rândul 4 este asemănător. Acum facem două simple. 1, 2 simple și unul înmulțesc. Iau de două ori în același loc și iarăși 1 simplu, 2 simple și unul înmulțesc. Și așa continuați tot rândul și o să aveți la sfârșitul rândului 24 de ochi. Am terminat și rândul 4. Rândul 5 este tot asemănător. Acum facem 3 simple și al patrulea îl înmulțim. Deci 1, 3 simple și în al patrulea iau de două ori. Și așa continuați tot rândul cu 3 simple
unul înmulțit și ne întâlnim fătul la rândul lui. Și eu am ajuns și la sfârșitul rândului 5. Înmulțit pe ultimele două și ar trebui să aveți 30 de ochiuri acum. Rândul 6 este tot asemănător. Sunt 4 simple și unul înmulțit. Deci facem 1, 2, 3, 4 și pe următorul îl înmulțim, deci luăm de 2 ori în același loc. Și așa continuați tot rândul și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului 6 și ar trebui să aveți 36 de ochiuri. Le și puteți număra. Deci un împrejur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și trebuie să aveți până la acesta 36, inclusiv 36 de ochiuri. Rândul 7 până la rândul 10. Este foarte simplu, nu mai înmulțesc și nici nu scad. Deci mergem 4 rânduri simple, deci nu se mai înmulțește și nu se scade. Faceți de la rândul 7 până la rândul 10, 4 rânduri simple. Și ne întâlnim la sfârșitul rândului 10. Eu, ca să nu uit câte rânduri am făcut, îmi fac aici notițe, se vede? Primul rând, deci când încep rândul, îmi fac o liniuță. Deci faceți cele 4 rânduri simple și ne întâlnim la rândul 10, sfârșitul rândului 10. Așa, eu am terminat rândul 10, mergem la rândul 11, cam așa trebuie să vă arate. Rândul 11 încep să scad și asta fac așa, fac 4 ochiuri simple, deci 1, 2, 3, 4 și următoarele două le scad și iau așa, iau 1, al doilea, am 3 limbuțe și trec prin toate 3, dacă pot, am rămas undeva agățat. Și iarăși fac 2, 3, 4,
4 simple și următoarele două lescat, deci eu intru în primul. Ups. Nu așa, mă scuzați. Deci intru în primul, în al doilea, am 3 și trec prin toate 3. Și așa continuați tot rândul cu 4 simple, unul scăzut și trebuie să aveți 30 de rânduri la sfârșitul rândului. Eu am ajuns la sfârșitul rândului, pe ultimile două lescat. Dacă ați mers corect, trebuie să fie și la voi la fel. Și îmi pun iarăși semnul. Rândul 12 și 13 sunt iarăși simple, deci nu se mai scade, nu se înmulțește. Faceți două rânduri simple și ne întâlnim la sfârșitul rândului 13. Așa, eu am terminat și rândul 13, rândul 14 iarăși scad și asta o fac astfel. Fac 3 simple acum, deci 3 ochiuri simple, 1, 2, 3 și următoarele 2 le scad. 1, 2. Și așa continuați tot rândul cu 3 simple, 2 scăzute și la sfârșitul rândului 3. Voi să aveți 24 de ochiuri. Și ne întâlnim la sfârșitul. Eu am ajuns la sfârșitul rândului, le scad pe ultimile 2, dacă ați mers corect. Ultimile 2 trebuie scăzute și avem 24 de ochiuri. Și următorul rând este foarte simplu, rândul 15. Facem un rând simplu, deci nu se scade și nu se înmulțește. Faceți un rând simplu și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Așa, am terminat și rândul 15. Trecem la rândul 16, iarăși scad. Acum fac 2 simple și unul scăzut, deci 1, 2 și următoarele le scad și așa continuați tot rândul și ne întâlnim la sfârșitul rândului și ar trebui să aveți pe ochi. Am terminat și rândul 16. În rândul 17 este iarăși un rând simplu, nu scad și nu înmulțesc, deci faceți un rând simplu de 18 ochiuri și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Eu am terminat și rândul 17 și acum eu vreau să umplu, mai avem doar un rând, dar am să scad iarăși și vreau să-l umplu acum, pentru că e găurica un pic mai mare. Eu umplu în jucările mele cu melană. Și asta fac acum așa. Să aveți grijă să nu deșirați sau să intre și firul cu care croșetați în umbru. Și aici să-l toptez un pic, să fie așa un pic plat și mai pun un pic. Îl umplu un pic mai tare, asta depinde de voi cât de moi sau tare le vreți. Eu îl umplu un pic mai mult, căci dacă vor fi spălate să nu rămână prea moi apoi, că de obicei se mai adună melana asta la spălat. Și acum mai avem doar un rând,
rândul 18 și acesta este foarte simplu. Facem unul simplu și unul scăzut și la sfârșitul rândului aveți 12 ochiuri. Deci faceți așa, aveți grijă acum să nu croșetați și melana. Deci unul simplu și unul scăzut. Eu apăs cu degetul să nu o iau cu mine. Și iarăși unul simplu și unul scăzut. Și așa croșetați tot rândul. Și acum le scad pe ultimele două. Și am terminat, intru în următorul și trag prin ambele. Și mai intru o dată și îmi las firul destul de lung. Să... Ups, pardon. Ca să pot să-l cos. Voi coase capul de corp. Dacă l-aș găsi. Acum. Și așa arată corpul acum la mine. Aici e un pic plat. Și așa. Și o să mai pun un pic de melană. Și trecem la căpușor. Majoritatea fac capul separat de corp, majoritatea celorlalte nu. Deci așa arată. Așa, acum facem căpușorul. Începem tot cu cercul magic de 6 ochiuri, cum v-am spus, cine nu știe, să se uite la mine pe canal, am un tutorial doar cu video, cu cercul magic. Aici am 6 ochiuri, rândul 2 este foarte simplu, facem unul simplu. Am o lână foarte proastă și mă agăți. Unul simplu, unul înmulțit. Iarăși luăm unul simplu. Următorul îl înmulțim. Deci luăm de două ori în același ochi, să aveți grijă să luați în același. Iarăși unul simplu și în ultimul îi iau de două ori și am 9 ochiuri. Rândul 3 este tot atât de simplu. Acum fac două simple și unul înmulțesc. Două simple și unul înmulțesc. Firul cu care ați început îl puteți lăsa înăuntru sau îl croșetați. Eu îl iau mereu la al doilea rând ca să mai pot strânge aici. Deci rândul 3, două simple. Deci 1 2 și următorul îl înmulțiți, deci luați de două ori în același loc
și iarăși două simple și înmulțim, luăm de două ori în același și iarăși ultimul set de două simple și ultimul îl înmulțim. Și acum ar trebui să aveți 12 ochiuri. Și așa arată. Rândul 4 este la fel ca rândul 3. Iarăși două simple și unul înmulțit. Deci, 1, 2 simple și următorul îl înmulțesc și așa continuați tot rândul și trebuie să aveți 16 ochiuri la sfârșitul rândului. Și am ajuns la capătul rândului, ultimul ochi îl înmulțesc. Rândul 5 este tot atât de simplu. Acum facem 3 simple și unul înmulțim. Deci 1 2 3 simple și următorul îl înmulțim. Și așa continuați tot rândul cu 3 simple, unul înmulțit. Și la sfârșitul rândului trebuie să aveți 20 de ochiuri. Și am ajuns la sfârșit. Ultimul înmulțesc și pun semnul. Rândul 6 este tot atât de simplu. Acum facem 4 simple și unul înmulțim. Deci 1 3 4 și următorul luăm de două ori în același loc și așa continuați tot rândul și la sfârșitul rândului trebuie să aveți 24 de ochiuri. Am terminat și rândul 6. Rândul 7 este foarte simplu, facem un rând simplu de 24 de ochiuri, deci nu se mulțește. Faceți un rând simplu de 24 de ochiuri. Așa, am terminat și rândul 7. Rândul 8 iarăși se mulțește. Acum facem 5 simple și unul înmulțit. Deci 1 2 3 4 5 și următorul iau de două ori. Și așa continuați tot rândul cu 5 simple, unul înmulțit și trebuie să aveți 28 de ochiuri la sfârșitul rândului. Deci am terminat și rândul 8. Rândul 9, 10 și 11 se fac simple, nu se scade și nu se înmulțește. Faceți 3 rânduri simple și ne întâlnim la sfârșitul rândului 11. Așa, eu am terminat și rândul 11. Ar trebui să aveți 28. Ok, și arată cam așa. Și eu acum am să îi cos ochișorii și năsucul pentru că este cam mic șoricelul și când e gata mă chinui dacă am, este și umplut și cusut
și de aceea am să-i fac năsucul și ochișorii acum. Eu îi cos, ochișori se pot face și din niște perle sau se pot cumpăra ochișori. Acum mi-am luat un fir de ață neagră și intru direct în cercul magic, în mijlocul cercului magic. Firul îl țin, îl las un pic mai lung înăuntru și îl țin cu degetul. Și acum fac un triunghi foarte mic aici. Am dat așa. Deci cam așa. Și acum îl umplu, deci cos de mai multe ori prin el, să iasă tot negru, sau îl puteți face și roz, sau maro, sau ce culoare vă place, sau se potrivește la firul vostru. Și tot mereu ies aici în mijloc, în cercul magic, și aici sus, încep să fac un triunghi. Cam așa arată la mine. Și acum, ca să fie mai drăguț, eu încep să adun toate în stea din cercul magic, toate firele. Și le prind aici și le strâng să fie triunghi mai triunghi și apoi ies aici unde am început și trec cu firul așa peste năsuc. De aici mă duc la ochișori. Îi fac cam la rândul 8, deci cercul magic e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam aici o să-l pun eu, cum am uit dacă îmi place. Și apoi 6 ochiuri între 1, 2, 3, 5, 6. Deci aici trebuie să ies iarăși cu acolo. Îmi pun un semn. Și asta, ochișorul îl fac altfel. Astfel, aici să aveți grijă înăuntru să nu trageți prea mult, dar nici prea puțin. Deci să fie ața, firul întins, nu prea se vede înăuntru, dar să nu îl strângeți prea tare. Și apoi fac așa ochișorul, iau de două ori după ac și intru aproape în aceeași căurică unde am fost și ies aici unde am pus semnul. Dacă aveți un fir mai subțire, dați de trei ori după ac. Acum am ajuns aici și dau iarăși de două ori după 1, 2 și intru tot unde am ieșit cu firul. Și aceștia sunt ochișorii și năsucul. Și acum, și aici, între ochișori, să aveți grijă să nu strângeți prea tare. Și acum leg cu firul cu care am început. Asta puteți și face și când l-ați terminat. Și
umplut, dar este un pic mai greu. Și la șoricei pot să fac acum, așa că fac acum. Și acum croșetăm mai departe. Deci am terminat rândul 11, rândul 12, acum încep să scad. Fac 5 ochiuri simple. 1, 2, 3, 4, 5 și unul scad. Deci iau de 2 în acea, iau, am 3 limbuțe și trag din toate 3 și așa continuați tot rândul cu 5 simple și unul scăzut. Eu am terminat și rândul 8. Rândul 12, vreau să spun. Și acum am să umplu un pic căpușorul ca să pot să împing buticul să fie ascuțit. Așa, rândul 13, scad în continuare, acum fac 2 simple, deci 1, 2 și unul scad. Și așa continuați tot rândul cu 2 simple și unul scăzut și ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat și rândul 13, rândul 14 este asemănător, acum facem doar unul simplu și unul scăzut. Și așa continuați tot rândul cu unul simplu și unul scăzut și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am terminat și rândul 14. Acum nici nu mai îmi pun semn că o să merg până la capăt la fel. Dar acum mai umplu un pic șoricelul. Dau forma căpușorului. Deci trebuie să arate un pic mai triunghiular. Și acum merg până mai am cam 6 ochiuri, 5-6 ochiuri, în continuu merg cu unul simplu și unul scăzut. Până vă mai rămâne o gaurică foarte mică, deci unul simplu și unul scăzut. Și eu cam așa am. Gaurica cam de 5-6 ochiuri și așa termin și îmi las un pic de firul mai lung ca să-l pot coase și asta o și fac acum.
Așa. Deci intru prin toate ochiurile. Și le strâng. Și acum am terminat și căpușorul. Cu firul de ață care mai rămâne, trec prin căpușorul lui de câteva ori. Se mai fixează și melana. Și apoi îl tai. Și acesta e ochișorul. Acum îi facem lăbuțele din față de sus. Mai fac lăbuțele. Se încep tot cu cercul magic de 6 ochiuri. Îmi pun semnul. Următorul rând îl fac astfel, unul simplu, unul înmulțit, unul simplu, unul înmulțit, deci iau de două ori în același loc și iarăși unul simplu. Și pe ultimul îl înmulțesc și dacă ați mers bine, trebuie să aveți 9 ochiuri. Și pun iarăși semnul. Următorul rând e un rând simplu de 9 ochiuri. Deci nu scad și nu înmulțesc. Deci iau în fiecare ochi o singură dată, eu încroșetez iarăși firul înăuntru. Îl puteți lăsa și așa, sau îl tăiați mai scurt, cum doriți. Eu de obicei mi-l croșetez în Mickey Mouse. Am terminat încă un rând simplu de 9 ochiuri. Următorul rând scad, unul simplu, și următorul îl scad. Și iarăși fac unul simplu. Și unul scăzut. Este mai greu de făcut că este foarte mic, dar sunt drăguți. Și iarăși unul simplu. Și unul scad. Deci ultimul. Și acum avem 6 ochiuri. Și acum facem 5 rânduri de 6 ochiuri simple. Deci nu se scade și nu se înmulțește. Și vă puteți face semnul, să știți. Deci ne întâlnim la sfârșit după 5 rânduri de câte 6 ochiuri. Eu am terminat cele 5 rânduri de 6 ochiuri, cam așa trebuie să vă arate. Și acum închei astfel, intru aici, în toate 4. Și fac un ochi și mai încerc o dată.
Astea sunt mânuțele, piciorușele și codița. Sunt foarte greu de făcut, că sunt atât de mici. Și acum termin și las firul mai lung, ca să-l pot coase. Și mai faceți încă una la fel. Eu le am deja pe amândouă. Și trecem la picioruș. Acum facem piciorușul. Se începe tot cu cercul magic de 6 ochiuri și este foarte simplu. Facem 6 rânduri de 6 ochiuri. Deci foarte simplu, nu scad și nu mulțesc. Mergeți 6 rânduri așa. Și ne întâlnim la sfârșitul rândului 7. Eu am terminat și piciorușul și faceți deci 6 rânduri de 6 ochiuri și închei ca la mânuță, intru prin toate, în față și în spate și încă o dată și îl las un pic firul mai lung ca să-l pot coase. Și voi trebuie să mai faceți unul. Eu i-am pe amândoi și acum facem, trecem la urechiușe. Urechiușele se încep tot cu cercul magic de 6 ochiuri și al doilea rând înmulțim fiecare ochi, deci o să avem 12 rânduri. Eu deja iau și firul cu care am început cu mine, deoarece asta e toată urechiușa. Deci acum înmulțesc în fiecare ochi. Iau de 2 ori. În ultimul și acum trebuie să aveți 12 ochiuri dacă ați înmulțit în toate ochiurile. Deci în ultimul iau de 2 ori și aici închei, intru și trec direct și iar trag și las și urechiușa mai, și aici firul mai lung ca să-l pot coase. Și acesta îl tai. Și așa o să... astfel o să ne arate urechiușa. Și mai faceți o urechiușă. La codiță începeți tot cu cercul magic, dar doar din 5 ochiuri. Aici am las firul mai lung ca să pot coase. O să vă arăt, să-i fac așa un... virgulă la codiță. Și acum faceți la codiță 21 de ochiuri. 21 de rânduri de câte 5 ochiuri. Asta e acum un pic mai greu, că sunt foarte puține ochiuri, dar se poate. Părchinuiți un pic până vă găsiți o tehnică, cum puteți voi mai simplu să o faceți. Și acum faceți 21 de rânduri de câte 5 ochiuri și ne întâlnim la sfârșitul codiței.
Aici mai trebuie să vă puneți semn. Puteți să numărați rândurile. O să vă arăt la sfârșit. Deci ne întâlnim la sfârșitul rândului 21. Eu am terminat acum cotița și voi puteți număra astfel. 1, 2, se vede, sper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scuzați, și la sfârșit trebuie să aveți 21 de rânduri de spirale și o termin astfel, intru prin amândouă și aici am las un pic firul mai lung ca să o pot coase și imediat ne apucăm de cusut. Așa, acum l-am terminat pe șoricel de croșetat și ne apucăm de cusut. Este foarte simplu. Și sper să vă iasă ceva frumos. Și eu fac așa. Deci căpușorul îl cos de corp. Și cam așa am să-l pun. Și mi-l țin un pic apăsat. Și intru în căpușor. Și apoi în corp. Și așa îl cos de jur împrejur, să aveți grijă să nu vi se miște. Să fie aici corect năsucul și ochișorii. Și mergem de jur împrejurul căpușorului. Și eu îl cos așa cum am și croșetat. Și aproape că nici nu se vede că este cusut. Am ajuns unde am început. Și aici îi fac un noduleț. Să aveți grijă să fie foarte bine cusut, un pic strâns, dar nu foarte strâns, să nu-l deformați. Și acum eu trec cu firul de iarăși prin el și se mai fixează melana. Și apoi îl tai. Apoi micos mânuțele, pot să-i cos tot la acesta. Deci mânuțele, să aveți grijă să nu le
încurcați aici în piciorușele. Piciorușele pe unde mai am. Mânuțele. Le cos între corp și cap. Deci la închetură. La, cam la nivelul ochiului. Așa am să-i cos mânuța. Și intru iar în corp. Și apoi în mânuța. Și iar în corp. Și în mânuța. Aici fac un noduleț. Și apoi trec cu firul prin corp. Și îl tai. La fel cu asta și a doua mânuță. Apoi luăm piciorușele și coasem piciorușul. Piciorușul îl cos chiar aici unde este cercul magic, lângă cercul magic, și să-mi iasă un pic aici unde are ochișorul. Deci mă uit să-mi iasă aici în față un pic, dar în spate să nu iasă. Și îl cos de jur împrejur. Un pic mai strâmb. Și fac iarăși un nod. Și trec prin corp. Ops, mă scuză. Și îl tai. Și la fel încoațeți și pe al doilea, să fie așa. Cum am să-i cos urechea, prima oară o cos aici, o strâng un pic, așa, cu firul care îl am. Deci cam așa.
Și apoi o coți de căpușor. Ops. Deci, cam un rând, două, mai departe de ochi și cam în dreptul ochișorului. Mă uit, am cuțit, mă uit să fie pe același rând. Să fie bine cusută. Dacă ajung în mâinile copilașilor, să nu le rupă. Prea repede. Și iarăși am făcut un nod și trec prin căpușor un pic cu firul. Și așa ne arată șoricelul. Acum mai avem să-i coasem cotița. Așa, acum îi coasem cotița. Și aici am terminat și aici am început. Prima oară cos aici unde am început. Dacă vreți, puteți să-i băgați o sârmă prin codiță, dar eu nu știu pentru cine sunt acești șoricei și dacă sunt pentru copilași, se pot răni cu sârma, așa că eu mai bine cos. Pe aceștia am făcut așa, am tras doar firul prin mijloc și aici pot să-i fac și un... O să-i fac acum așa. O că o să stea așa. Deci, cum am spus, puteți băga sârma prin codiță. Dar eu nu vreau, că nu știu în mâna cui ajung acești șoricei și dacă ajung. Să ajung la copii să nu se rănească. Aici am făcut așa un bastonaș. Și acum o cos de cor. Și asta o fac așa. Mă uit să fie chiar aici unde e cercul magic, deci între piciorușe și într-un corp și în codiță și iarăși în corp.
și la codiță am grijă să fie cusută bine, căci probabil la fitra este codiță șoricelul. Și să nu rămână fără, ar fi foarte trist. Un șoricel fără codiță. Și am făcut un nod. Și așa arată la mine. Și acum trec și cu ultimul fier prin corp. Și acum vă arăt cum fac hăinuțe pentru șoricei. Așa, hăinuțele. Acum vă arăt cum fac hăinuțele. La șoricei. Să fac așa, încep cu un lănțic de 19 ochiuri. Deci acesta este lănțicul de 19 ochiuri. Acum mă întorc cu piciorușe simple și asta fac așa, deci primul nu-l croșetez, intru în al doilea, numai în lembuța de sus, cealaltă o să-mi trebuiască și mă întorc cu piciorușe simple și faceți 18 ochiuri. Eu am terminat cele 18 ochiuri. Acum mă întorc, când mă întorc o să fac piciorușe lungi și atunci fac aici două ochiuri, mă întorc și dau după ac, intru și iau primele două și următoarele. Aici înmulțesc, deci acum fac unul simplu, unul mulțit, tot rândul, unul simplu, unul înmulțit. Și aici iau deci de două ori, tot în același, încă un picioruș lung. Deci așa faceți tot rândul cu piciorușe lungi, unul simplu, unul înmulțit. Am terminat și rândul 3. Rândul 4 îl facem la fel, dar acum, deci întorc, fac două simple și unul înmulțit, deci tot piciorușe lungi, iau două simple și în următorul înmulțesc, deci iau de două în același loc. Și așa continuați tot rândul. Și am terminat și rândul 4. Acum iarăși întorc, fac două ochiuri. Și acum fac trei simple, deci tot piciorușe lungi, 1, 2, 3. Următorul îl înmulțesc, deci iau de două ori în același ochi. Și așa continuați tot. Și am terminat și rândul 5. Acum mai fac doar un rând de piciorușe simple. Deci mă întorc și merg fără să scad, fără să înmulțesc, un rând simplu. Și ne întâlnim la capăt.
capătul rândului. Cum am terminat și rândul simplu. Și nu mă mai întorc, acum merg aici pe lateral cu piciorușe simple. Mă întorc până la gât. Și acum fac un rând de ochiuri simple aici, la baza gâtului. Asta o să fie la baza gâtului. Și iau și firul acesta cu mine, care mi-a rămas aici. Deci un rând simplu. Și ne întâlnim la capătul rândului. Acum am ajuns la capătul rândului și mă întorc iarăși cu două ochiuri, deoarece facem iarăși piciorușe lungi. Și acum facem, este firul care mi-a rămas, acum facem un ochi, două ochiuri simple, deci unul pe piciorușe lungi, al doilea, și unul înmulțesc, deci au de două ori în același loc. Și așa continuați tot rândul cu două simple, unul înmulțit. Și așa arată acum. Și acum, dacă vrem să-i facem cu glugă, facem încă 3 rânduri simple. Deci nu mai scădem și nu mai înmulțim. Deci 1, 2 și facem 3 rânduri simple de piciorușe lungi. Și ne întâlnim când ați terminat cele 3 rânduri. Eu am terminat și cele 3 rânduri simple. Și acum mă întorc și ar trebui să aveți cam 26 de ochiuri. Deci mergeți numai 13 rânduri sau până la jumătatea flăcărașului cu ochiuri simple. Deci am ajuns la jumătate, mai multă dată, și acum facem așa. Acum iau din față și din spate cum l-aș coasă și merg. Vedeți? Iau două din față și două din spate. Și le croșetez. Și așa mă întorc. Și asta o să fie gluga șoricelului.
Deci așa arată. Și acum, ca să am marginile mai frumoase, mai fac în continuare un rând simplu de jur împrejur. Eu am, cum am terminat, am mers cu un rând de jur împrejurul hăinuței și acum aici în kit. Firul acesta îl ascund. Și acum aici la cât puteți să îi puneți un nasturel sau eu i-am pus așa, am pus măceluțe, nasturel sau un șnur sau ce doriți voi. Aici am așa cu șnuruleț. Aici am făcut și guler. Am mai luat odată și am făcut guler și șnur. Deci, cum vreți voi. Sper că v-a plăcut și v-a reușit și vouă șoricelul. Și mă bucur dacă îmi dați un like. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le spuneți pe Facebook sau aici sub video. Eu le răspund cât pot de repede. Și dacă va ieși ceva frumos, mă bucur dacă postați poze pe Facebook. Aici am făcut un pic ca Graf Dracul, deci nu i-am făcut glugă, i-am făcut numai un guler mare. Și vă dorim succes! Și pe curând. Bye bye. Și mulțumesc mult de vizionare.